Chiar dacă la Cluj-Napoca este un frig de crapă pietrele, creștinii au ieșit afară din casă și au asistat la slujba de sfințire a apelor cu prilejul bobotezei. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi, strigați pe Dânsul cât îl puteți celui ce-ai citit. Venite lui, că se întoarcă pe Domnul, că ce ne zi. Că ție se cuine toată mărirea, cinstea și cărăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și de vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeule, Fiule Unu-născut, care ești în Sfântul Tatălui, Dumnezeu și adevărat, Izvorul vieții și alegurii. Lumina cea din lumină, care venit în lume să se ușurile spre ea, luminează cu cerul nostru, cu Duhul și Sfânt, și prin primește pe noi, care aducem ție slavă și bună mulțumire pentru lucrurile tale, cele din veci, mari și donate, și pentru mântuirea ta, rânduită, cea din viață, și pentru mine de urmă, să te împărtați cu Duhul nostru, cele cuvincioși, sărat, și te luminiți la frumoasura de rog. Împărata tuturor, suferita Iurică și de potențate potențate al ta de mâna Domnului, ca Sfânt Sfințirea Apelor. Nu ce da ești ori de păcat, să le faci cu o plare pe terația cea de-a doua de apă și cu Duh, și să le întorci pe noi la sufocerea cea din tâi. Ești răzbuind părăsirea acestei daimi în dezerș, ne rugăm ție, Stăpânii, din urmă de oameni, strumpește și peste noi, nevrednici robii tăi, după păcăduința ta cea trezească, apa cea curățitoare, darul milostivire tale, ca să fie bine primit bunătății tale, cererea noastră păcătoșilor pentru apa aceasta. Și prin dânsa să se dăruiască nouă și tot poporului tău cel religios binecuvântarea ta, spre slava Sfântului și Hierarhului tău nume. Că ție se pune toată slava, cinstea și plenarea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci pentru amin. Mulțumesc, dar, iubitorii de oameni împărate, vino și acum, prin pocorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Oameni împărate, vino și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Iubitorii de oameni împărate, vino și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Iubitorii de oameni împărate, vino și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Poftiți? Ce înseamnă această zi pentru creștini? Pentru Crăciun? Pentru creștini. Creștinii, această zi, botezul Domnului. Atât pot să vă spun că este o zi foarte importantă. De ce ai venit toată de aici? Ca să luăm apă sfințită, ca să ne... purificăm. Da, ca să ne purificăm. Ce o să faci? O să bei? O să bem, o să pun în cameră la mine.
Ce botezul Domnului! Și cum ar trebui, ce ar trebui să facem noi astăzi? Să ne rugăm lui Dumnezeu și să fim mai buni. Să fiu, da, foarte răi oamenii. Ați venit să luați apă sfințită? Da, da, am venit să iau apă și abia lor și să ne văzătă. Este ziua în care, practic, întreaga creștinătate retrăiește momentul botezului Mântuitorului de la râul Iordanului. Totodată, la această sărbătoare, se face singura dată în an Sfințirea Mare a Apei, sfințirea pe care, și apă pe care toți credincioșii o poartă și o țin în casele lor, folosesc la Sfințirea Pasărului, rău, odată prin misiunea și prin anunțarea și prezentarea lui de către Sfântul Ioan Botezătorul poporului din Ierusalim.